Salut oameni și bine v-am regăsit la ceva diferit pe canal, n-am mai făcut asta de mult. Suntem alături de Kowalski, Sir Kowalski, aproape. Și încercăm să ieșim din Netherrealm, acum nu s-a luat să tacă între timp. Și da, de aia, deci încercăm să ieșim din Nether, revenim la seria noastră de provocări pe care am început-o cu hă-hă-hă, cred că vorbeam și ceva și cred că de tot atâta n-ați mai auzit nimic de ea. În primul rând, v-am cerut pe comunitate provocări, da? Am lăsat acolo o postare, bam, frumos. Și au apărut diversi stimabili cu provocări. Mă, oameni, ce înseamnă o provocare? Îmi dați provocarea, dar îmi dați și un obiectiv, nu... Da, cea mai tare provocare a fost să ajută-l pe Ganicus pe Breazlă, sezonul 3. Cât de dobitoc să fii să lași o asemenea provocare. Am înțeles că Kowalski s-a și dus în partea altă, a venit înapoi. Deci, totuși, cât pe oameni, deci provocări cu început și sfârșit, adică, da... Ați înțeles? Deci dați-mi provocări și tălea să fie interesante, nu am auzit bate Minecraft-ul. Asta mi s-a părut cea mai tare, bate Minecraft-ul. Da, tu ce părere ai, domnule Kowalski? Challenge foarte dificil. Da. Foarte dificil să bat Minecraft-ul și chestiile astea. Adică chestii interesante, nu să omori dragonul, că dragonul ăla e omorât și răsomorât de atâtea ori de atâția oameni. Deci cam aia e ideea. Bun, și în alt turne de idei, dacă vă comentarii cu primul, deci la... episoadele astea de genul ăsta, aveți secțiunea liberă ca să-mi lăsați provocări. Dacă vă comentarii cu primul, își primește ban, instant, pe canal. Ce înseamnă banul? Înseamnă că nu o să mai poată să posteze, adică să posteze, să scrie niciun comentariu niciodată pe canal. Bun, astea fiind zise, hai să trecem la treabă. Îți spui și tu, Ancora, că tu ai zis că nu prea știi cum se estimează Ancora asta, așa-i? Nu știu, găsește-ți un loc în care să o pui. Acolo, da, o să trebuiască să fie protejată la un dat, nu? Ca să... Nu cred că se distruge sau ceva de genul. Da, știu, seria asta, provocarea asta a fost făcută de de atâta ori de mulți oameni. O să-mi pun și eu și uite, cu 4 bucăți de glowstone. O faci așa. Și dai click dreapta pe ea și dai response. Nu dai click dreapta pe click stânga pe ea, că s-ar putea să facă bum. Bun, așa, deci ai respawn point-ul aici. Deci da, provocarea asta a fost făcută de atâția oameni, știm și noi, a fost făcută și de colpiri din câte am văzut, dar noi o să încercăm tocmai de aceea, l-am auzit pe domnul Kowalski, să facem provocarea asta foarte repede, băi, nu mai fura. Trebuie profesioniști. Da, să fim profesioniști. Bun, dacă vă place chestia asta, seria asta de provocări și vreți să vedeți episoade în continuare, da, apăsați și pe acel buton de like, pentru că l-am adus pe Kowalski din inima Pașcaniului. Deci, și acum se estimează și e în Germanica. Asta e partea a doua. Asta a ajuns, vedeți? Vedeți, oameni? Asta înseamnă să te ajungi. Și cel mai probabil Kowalski o să fie mut, în principiu, că așa e el de obicei. Într-adevăr, dar astăzi sunt trez. Da, deci pe live-uri unde... Pe live-urile nocturne unde are voie să înjure, să se estimeze, a, nu-i mai tace gura. De aici e mut. Asta este. Hai, Steel, facem un crafting table? Desigur. Dar tu ți-ai luat lemn și mă aștept pe mine, ia, uitați-vă mă la el. Pulanciu. Asta înseamnă să te respecti. Așa, fii atent, acum aici îți faci toate uneltele, că până găsim Blackstone... Știi ce zic? Și fă și săbiuță, că poate ai nevoie și de săbiuță. Da, eu să... Da, eu sunt raton, adică aveam chestia acolo de... De ce nu apare să-mi fac o lopoțică? Vreau să fac și lopoțică, că cine știe când ai nevoie de o lopoțică. Mă, nu, așa, 3, 4, ok, bun. Nu, stimabile, ești pregătit să plecăm în aventură? Care, nu știu, aventura ar fi să găsim niște gold. Crezi că găsim niște gold pe aici? Și din câte am înțeles, că nu prea mă stimez eu cu netherul ăsta pe 1.16, adică nu prea am intrat eu să... Da. Și că ciupercile astea te ajută ca să nu vină gorilele care au formă de porci după tine. Deci cred că ar fi ok să le luăm zi, nu? Da. Așa, deci iei și tu și le pui în față și că fuge de tine gorila, care e porc de fapt. Bun, obiectivul nostru este să găsim foarte mult aur. Pepite de aur, adică nu, aurul din Nether și apoi să-l dăm la piglin și să primim obsidian să ieșim. Sau să găsim un portal de la ruinat și să-l completăm. Deci două din turna. Una peste alta, avem nevoie de gold, avem nevoie de multe chestii. Știi care e partea amuzantă? Partea cea mai amuzantă e că eu am minimap-ul. Vezi, sunt uiți la Enderman. Deci am minimap-ul și pot să văd unde ne-am spawnat. Cam asta e schema și asta e foarte tare. Dacă pun lângă ancora acolo un semn, un waypoint, o să știm să ne întoarcem mereu.
Să trișăm cu chestia asta? Vă, n-am trișat acum adevărat, zic. E trișat. Păi aia zic, deci mă duc să pun un waypoint. Da, da. Omul, ne-am dat seama de o chestie, deci chiar ne-am dat seama de o chestie, probabil a scris în comentarii deja, dar dacă nu așteptam să vedeți videoclipul, da, noi n-am spart portalul, trebuie să spargem portalul. Atât de inteligenți am fost. Așa, gata, am spart portalul și acum începe adevărata aventură, ce pot să zic. Bun, hai Kowalski, ești pregătit? Am pus waypoint-ul, deci tu nu-l vezi din păcate, dar eu-l văd, e aici, e acasă, uite, e problemă. Acasă. Tu te iei după mine, dacă nu te iei după mine, eu o să fii mort. Bun, găsește gold-ul. Nu sări Kowalski, că n-avem de mâncare, e grijă. Și trebuie să găsești și glow, uite glowstone acolo și acolo și... Vezi, glowstone-ul, deci cu glowstone îți refaci viața în ancora aia, adică îți mai dai o șansă, nether, știi ce zic? Deci o bucată de glowstone înseamnă o viață. 4 bucăți faci plină, ai înțeles? Iau și eu acum niște gold aici ca să, na, să ne estimăm. Cel mai important e să ne facem și noi, nu știu, un accesoriu măcar de gold ca să nu ne atace acei guște numiți piglini, știi ce zic? Da. Da. Adică porcii aia s-or cam stima. Da, de când se estimează atât de tare porcii aia, într-adevăr, parcă nici Minecraft-ul mai e ceapă, nu te mai simți în siguranță, domnule. Eu știu, e aiurea, e... asta e. Oameni și v-am zis, lăsați în secțiunea de comentarii provocări cât mai interesante pentru noi, sau pentru mine, sau cine știe, poate îl mai aducem dacă vă place de domnul Kowalski, cum se estimează pe aici, poate îl mai aducem să facă și el câte o chestie. Poate între timp o să-și dea drumul, să vorbească mai mult, bine, v-am zis, el vorbește numai după 12 noapte. După 12 noapte începe și... Asta că nu-i chiar așa. Da, începe cu intră în apa mării, cu chestii. Chestii din astea de oameni maturi. Da, chestii de oameni maturi, între altele. De Radu Banciu și... Poate printre altele o să luau cinci pe Temico, mulți dintre voi știți de pe live-uri, cine știe, deși cu Temico, dacă... Da, e să-l aducem un challenge de genul care, nu știu, ar trebui să dureze, habar n-am, vreo oră să-l facem sau ceva, deci nu... Cred că cu Temico o să dureze două zile, dar e partea a doua. Nu cred că e... Asta între altele, da. Cred că o să mor de foame. Când mor de foame, mor cu totul, de aia țin să iei. Poți să iei niște ciuperci, că mai găsești și de alea roșii și de alea alte și... Înțelegi ce zici? O să fac un, da, un double chest. O să fac, uite aici, o crăpătură în munte. O să pun un double chest, ok? Din double chest-ul acela... Cum v-ar scrie, tu ai furat crafting table-ul? Da, normal. Mă să mergi cu oameni de genul. Care sfură crafting table-ul. Ați mai văzut așa ceva? Și de astea m-ai chemat. Da, da. Am pus și eu ăsta dacă e ceva. Și ia, uite-te, nu știu, belește ochii după un d-ăsta. Băiem de la Blackstone ca să ne stimăm și noi destul de bine, zic. Așa, gold-ul acolo. Dar de fapt, cred că pot să fac deja ceva de gold. Da, eu pot să-mi fac o pereche de papuși de gold, domnule Kowalski, nu știu de tine. Așa că voi purta această pereche de papuși de gold și voi ține... adică voi pune restul de gold în partea aia. Ți-am zis, glowstone e foarte, foarte important. Dacă cred că o să mă schimbe și eu cu ceva de gold, dacă mă întreb. Bine, asta e cât mai repede, că o să te ajute și, nu știu, mergi mai ușor, așa că... Că vezi că vremurile astea trăim vremuri grele acum, n-avem prea multe. Oameni, am găsit Blackstone acolo, Kowalski nu știu ce face, se joacă. Păi nu-mi ține butonul de Optifine, l-am pe mouse și nu știu, face figură, dar numai Minecraft, e incredibil. E când ne mai luăm și noi damage, nici nu ne mai creștem viața, o perioadă las, că e bine, acum numai să mai ajungem înapoi. Noroc că avem harta și avem waypoint-ul și aoleu, cum stă lava aia acolo, doamne, să fie la ea, să nu fie la mine. Și o să avem nevoie de ceva Blackstone? Poate nu foarte mult, dar cred că de câte ori o să, opa, murim, era să mor. O să ne trebuiască ceva mai mult, sunt curios, dacă chiar dacă găsesc mai mult, adică mai e și jos. Dar nu prea vreau să ajung jos acolo, că-s magma crimurile alea și că o să fie destul de aiurea. Punem așa, nu prea avem sunet în nether, dacă mă întrebați pe mine, adică eu de obicei nu prea aud chestiile. Bine, în Minecraft de obicei nu prea aud chesturile, în afară de chesturile, chestiile, în afară de chesturile care se deschid, aia voiam să zic. Dar, na, așa cred că e problema mea. Da, că 38% dacă îl dau mai tare, l-am dat o să se audă nașpa pe video și probabil eu tot nu o să aud. Bun, avem... Avem ceva, ceva bucățele de piatră, Kowalski încă e tăcut. Na 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 na. Așa, așa, Kowalski. Deci el face bip 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 numai dacă găsește ceva sau dacă detectează pe cineva băut prin nether. E două secunde când mă dovedește. Te dovedește cineva?
Mai mulți. Nu, eu am făcut upgrade-ul, parcă acum o să fie mai ușor. Cobalt key o să fie dovedit de cineva în curând. E în reluare, probabil, dacă e Eu indirect nu fac rost. mare. Au zis, nu, nu o să moară deocamdată, deocamdată se ține tare. Vreau să găsesc niște gold. Cobalt key, ești bine estimabil. O, mi-am luat și Am dat de mai mulți pigli. Era scadă la o. Păi, dacă ai dat de mai mulți piglini, să reții zona dacă mă întrebi. Ok? Dacă reții zona, Am... facem și noi rost de chestii la un moment dat. La un moment dat, în viitorul îndepărtat, probabil. Mă întreb pe mine, am uitat că trebuie să stau cu shift-ul pe blocul ăsta ca să nu mai au de nici player lui și mie. Hai că-ți iau și ție niște Blackstone, că probabil tu n-ai, că e sărac. Așa-i? Eu te-am făcut gold aici la greu. Nu zice ah, că sărac. Te respect cu gold-ul, e bine. Da, nu știu dacă are rost să ne facem acum armură full. Din moment ce avem un accesoriu, știi ce zic? Adică nu prea vă rostul din cauza că oricum o să crăpăm. O să mai făcut rost de ceva. O să mai... Nu. Nu, e bine. Deci în continuare avem câte 4 vieți fiecare. Dacă crapă unul dintre noi fără să-și facă viețile, continuă altul misiunea. Cam asta e chestia. Să vedem, oameni, ce să reușim să ieșim amândoi din Nether. Reușim să... Nu știu, să facem chestii, să... Să fie bine. Reușim să facem... Câte like-uri vrei, Kowalski, azi? 7.000. 7.000 de like-uri. 7 like-uri reușim să facem, oameni. Dacă facem 7 like-uri, mamă, ce bine. Deci dacă facem 7 like-uri, mai vine Kowalski și data viitoare. Oricum, mai avem un videoclip programat. Ideea e programat pentru filmat, nu programat. Filmat deja. Tot cu stimabilul Kowalski și acolo probabil o să vă placă și o să fie destul de amuzant și o să râdeți, cred eu, dar da, toate la timpul lor. Simțitul de mine. Da, domnule, ne simțim. Da, oameni, a murit și Kowalski, a căzut de la înălțime, nu știu dacă intenționat sau din greșeală. Urmează să ne spună. Dezvăluiri șocante cu Kowalski. Dezvăluiri șocante. N-am vrut. Da, n-ai vrut. N-ai vrut, dar ai fost nevoit. Înțeleg. Și ne-a zis Kowalski că eu fac o grămadă de gold. Știți cât gold a făcut? A făcut stimabilul meu 8 bucăți de gold și a făcut și cască. El nu-și face papuci. În caz să vă întrebați, îmi puneați telefonul pe silențios. El nu-și face papuși ca sărăcia. El își face... Na, 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 na. Escuță, bă. Aia zici că escuță. Bun, și luăm și glowstone acum, că na, eu mă respect și au glowstone, că vreau viață în plus Kowalski. Aia e, dacă nu poate... E un minus. Poate, da. El, că se poate. El joacă mai hardcore. Avem 9 vieți în plus acum, oameni buni. Na, Kowalski, tu cum, auzi, cum te respecti? Eu am 3. El are 3 deocamdată, dar e o grămadă de glow sunt și pe acolo. Bă, da, aur, bă, nu văd aur, ești nebun, deci chiar nu vrea să se vadă aurul la mine. E ce zic, am văzut niște piglin pe aici și am făcut roșu de oblingouri de aur. O să mă duc acum să fac un trade cu un piglin. Ce crezi că îmi dă Kowalski? Cred că îmi dă un obsidian. Ia zic. Zic că îți dă grave. Așa, e bun. Facem flint and steel până la urmă. Bine, una peste alta, cam orice e bun. Important ar fi să găsim și noi un portal de aruinat, că dacă găsim un de la aruinat, atunci îți dai seama că ne-ar fi mai ușor decât să facem noi cu 10 bucăți. Știi ce zic? Și cred că mă urmărește. Bă, bă, ăsta m-a văzut că am spart și vrea să-mi dea scandalul. Ia goldul. Ce să vezi și pe mine? Aoleu, stare. Are arbaletă. Păi eu îi dau să moară Gianni. Ei, era zic, are pistol? Nu, era o treabă dacă avea pistol, îi dau. I-am dat și fug de altă cu sabie. Nu mai are treabă cu mine. Nu cred, s-a potolit. Și el chiar mi-a dat niște coarți, drăguțu, mai dăm. Era să mă uit la un Enderman. Lasă, nu am uitat. Te-ai uitat tu și te urmărește? Ia uite, mi-a dat fire charge atâta. Unu, mă, unu. Ce? Păi. Putea să-mi dea mai mult. Cu ăsta prindem portalul fără să mai facem flint and steel destul de ușor. Hai, guște, rădăm. Mi-a mai dat... ce mi-a dat? Soul Sand, adevărul e că am nevoie. Într-o viață anterioară pot să mă duc la suflete cu nisip. Mă duc într-o litieră cu suflete. Într-adevăr. Da. Ne-a dat Crying Obsidian cu 4 bucăți de-astea, parcă și cu glowstone ne putem muta spawn-ul, gen. Ăla mic dă dacă a luat. Ce se dă? Îmi dă dacă a luat ăsta în mânuță.
Sau se plimbă cu el, da, mi-a luat ingotul și... Trebuie să-ți dea. Eu, l-a luat și pe ăla altul, bă, ai cu ștere, bă. E bun. Nu-mi dă nimic, să uite că handicapatul e, uite. Doamnelor și domnilor, supraviețuire. Da, l-a mâncat, da, stai, a plecat cu el. O să ce mi-a mai dat? Păi nici ăsta nu mi-a mai dat, ce? Mi-a luat toporul. Bă, ăsta nu vrea să-mi dea chestii, că eu... Mi-a furat toporul. Îl căsăpesc, îi dau. Uuu, mi-a dat papuci. Iron, cu enchant, cu dălea, cu dălea, da. Așa să-i port dacă îmi fac și eu o cască. Partea proastă e că nu prea pot să mă respect acum în baia mosta. Bă, am găsit ciuperci cu varsul. Nu prea pot să iau goldul din baia mosta, că... nu-i bine, nu-i bine. Ia auziți, oameni, stimabilul Kowalski a făcut un pre-impart adineori, pe că nu l-am prins pe filmare. Da. Deci am făcut rost de niște ciuperci, sper să mai găsesc, știu că le poți înmulți la întuneric chestiile alea și așa mai departe, dar să fim sinceri, noi în momentul de față o să, da, să scap de bețele astea, că parcă văd că pun structuri pe aici, gen cum am lightmatica-ul. Bun, hai să facem un bol, avem nevoie de un bol, bine, 4. E 4, e ok. Bun. Și ne facem și noi o supă. Și de la textura asta super șmecheră pe care nu o puteți lua, gen o puteți face dacă intrați pe Vanilla Twix, nu o puteți lua de la mine, puteți să vedeți cât, nu știu, saturație vă oferă câte o mâncare de asta și ceea ce e chiar super șmecher. A, da, pot să fac și schema asta, în caz că nu știați. Am ăsta, Mouse Twilly, parcă se numește, și mi oferă posibilitatea de a aranja în felul acela itemele în inventar, ceea ce e super tare, din nou. Oare mă vede cineva aici? E unul deasupra. M-a văzut? Nu cred. Nu cred că m-a ginit ăla de deasupra. Eu zic că stăm bine, eu zic că stăm bine. Dacă mai mâncăm un pic ne și regenerăm, ceea ce e super tare. Cred că o să-mi fac și eu o cască ca să-mi porba pucea, sincer, dacă mă întrebați. Cred că o facem o cască când avem niște gold în plus. Domnul Srigoi Kowalski, din nou, mut. E sigur că vin. Ar putea să... Să-mi o iau? A, nu, era un pigman. Pigman is ok. Pigman is cei mai buni prieteni ai omului în zilele de astăzi prin Nether. Cred că și cei mai ok din punctul meu de vedere. Și cei mai pașnici acum. Înainte era mare problemă cu ei acum, săracii. Nici ei nu mai știu de ce au fost băgați în Minecraft. Ce au fost și ce au ajuns. Da, exact, ce au fost și ce au ajuns. Am făcut un stack de nuggeturi deja, ceea ce e super tare, l-avem pe gușterul ăla mic acolo. E un gușter mare, da, e un gușter mare care are agro pe mine, că am sparte. Poți să-ți păstrezi agro-ul și să mai iei unul. Ții două agro pe mine, asta e. Las că mai spart, atâta timp când nu veni să mă loviți. E foarte, foarte bine, de fapt, ei ar veni, dar nu reușesc, nu pot, pentru că suntem mari profesioniști alpiniști în domeniul Nether. Bă, da, întuneric e pe aici, adevărat, nu pot fac și o torță. Cred că pot, nu de aia din Soul Sand. Soul Torch. Da. Sau aș putea să țin un glowstone în mână, pentru oamenii mei. Vedeți, oameni, vedeți, glowstone, raton ingenios, chestii. Așa, dălea, dălea. Sunt curios când o să mor și eu cred că fac level 30 până mor pe aici, dacă mă întrebi. Sper totuși să nu mor foarte repede. Ia să vedem, avem așa... Pun și de o cască pe mine, mă, pun și de o cască. Îmi pun papucii ăștia ca să avem puțină protecție în plus. Și... Ouleu, ouleu. Ăsta vine să mă atace? Era să fac și eu un infart, domnule Steve. Era să dau cu infartul pe mine. Văzut că mă atacă un... Da, bine, făceam amândoi. Da, de fapt, da. Da, e foarte mare dreptate. Aș vrea să scap de ăsta după ce fac trade-uri cu el, pentru că am gold. Hai să vedem, oameni, ce ne oferă gușterul? Avem foarte mult gold aici. Dar să-mi dai ceva bun, dăm niște obsidian, nu cred în obsidian. Opa. A, mi-a dat o sticlă cu apă. Falschi. Vrei să bei? Ți-e cald? Mi-e sete. Vrei să intri în apa mării? Da. Ah, ok, ne-a dat și 8 bucăți de gravel. Ia mă ia. Așa. Bun, hai, cende, dă obsidian, dă obsidian, dă. Nu dau seama ce mi-a dat. Jur că nu dau seama ce mi-a dat, dacă mi-a dat iară quartz, nu cred. Da, pardon, ce mi-a dat, ia guștere. Dăm niște mâncare, parcă puteai să dai și de mâncare. Sau nu? Nu. Vem 23 de...
A, mi-a dat 9 săgeți, mi-a dat 9 săgeți. Avem 23. Avem 20 golden ingote. E bun, păi eu tot fac trade-uri chiar, cred că m-au până acum și vreo 20. Eu și eu 4-4. Iar mi-a dat săgeți. Dacă îmi dă și niște ață, mare arc ce-mi fac. O zici. Mare vânător mă fac. Dăm. Încă o sticlă cu apă. În e caz bun. Că ne e sete la amândoi, dar o bere nu știi să dai, nu că l-omor după ăsta. Deci ce salami dau eu la gușter. Băi, ce om nesimțit. Dar el îmi dă sticlă cu apă în nether, mă. Da. Și bate joc. Și ăsta, acum ce mi-a dat? Că nu-mi dau seama. A aruncat cu ceva după mine, dar... ciuperci! Ne facem de mâncare. Auleu! Sunt într-o inimă, Kowalski! Sunt într-o inimă! Doamnelor și nedomnilor și toți trigoii din împrejurimi, domnul nostru Kowalski a făcut rost de obsidian, da, știu, nu se vede chiar și așa. Și de trei bucăți de craie în obsidian, chiar. A, putem să ne mai facem ancor în caz că vrem să o punem pe undeva. Ne o punem pe cruce, știi? Bun, două bețe. Unde ăsta face un pickaxe, nu știu de ce mai țin uneltele alea de lemn la mine, dar important e că le avem. Bun, ideea e că mai căutăm, nu ne preoferă, aoleu, un gast. Pui raton că ai dat de gast, aia nu-i bine. Bun, hai, în continuare găsim pe aici niște, de asta să zic, niște gold. Un pic aiurea cu baiemul, adică în partea asta, că vedem, avem un baiem din ăsta de gasturi, ceea ce nu e foarte, foarte fain. Și ne-am depărtat ceva de casă, să zicem așa, de, mă rog, de loc unde ne-am spawnat, am zis noi casă. O să ajungem un pic mai greu pe acolo, dar e ok, adică până acum ne descurcăm. Am mâncat și un pic de supă, am mai găsit ciuperci, vreau să mai găsesc o ciupercă de aia albă, dacă e ceva, și o păsesc și pasta roșie, plus aia ce mai e acolo și mă duc pe acasă. Dacă mergem acasă ar fi super tare să le înmulțim puțin, dacă putem și ne estimăm în halul acesta. Ok, hai. Făcut și eu blacks. Da, trecut și Kowalski la epoca de piatră. Cam greu, cam greu, stimabile. Și un fire charge dacă trebuie. Ah, păi am și eu doar, adică o să ne ajute foarte mult, a prins suporta lui, sincer, da. În rest, nu prea. Bun, hai să vedem. Să le ratăm pe amândouă. Da, cum ar fi? Păi nu, că dai direct pe obsidian și se aprinde. Nu trebuie să-l pui nimic, înțelegi? Mai aveai și tu o bucată de crying obsidian. Aveam 3, de ce? Să mai faci din obsidian. A, ce poți să faci din ăsta? Din crank obsidian, da. Zici? A, din 4 să faci unul? Susține, adică. Ar fi un pic logic dacă mă întreb, din 3 bucăți sparte să faci o bucată bună. Bă, n-ar fi o idee rea, adică poate s-au gândit și oamenii că se... Eu vrea cineva să facă așa ceva. Intelectul meu, domn. Da, sunt intelectul lui Kowalski, domn cult, nu știm, o să aflăm oricum. Acum nu știm, bineînțeles, până... o să postăm episodul, sigur aflăm, aia e esențial, adică o să aflăm 100%, deci nu este nevoie să scrieți acum în comentarii dacă, da, bineînțeles, că știți că se poate, nu se poate, cam aia e ideea, că o să aflăm, de aia vă recomand să vă uitați până la finalul episodului și apoi să lăsați un comentariu, pentru că de obicei, în principiu, cam aflu sau aflăm tot ce ne interesează sau aproape tot și, na, lăsați comentariu degeaba, de aia vă recomand, uitați-vă la tot videoclipul după comentarii. Bun, și v-am zis cu ăsta, provocări cât mai interesante pentru a le face, nu chestii cu bate dragonul. Nu știu, dacă, numai dacă e o idee foarte, foarte interesantă, bate dragonul, nu știu, ceva, sau chestii, da, bine, cu 4, l-a bătut toată lumea, cu orice... Ceva mai nou. Da. Deci, na, nu prea. Hai să excludem dragonul din toată treaba asta, să nu mai batem dragonul, că, na, nu e nimic interesant la dragon. Adică, să nu mai batem nimic. Da, exact, să nu mai batem nimic. Hai să nu batem nimica și să fie, nu știu, să facem provocări de-astea destul de șmecheroase, zic eu. Oameni, m-a chemat Kowalski la el să-mi arate portalul ăla și mi-explica el mie acum cum poți să spargi crying obsidian cu pickaxe-ul de stone, cu pickaxe-ul de gold, că îl spargi mai repede, că una alta, una. Fii atent, ca să ajungi acolo pe insula alta, că nu vrei să-i chinui, ți-am dat un ender pearl, una la mână. Două la mână, uite, îți dau și eu de asta. Și trei la mână, fii atent cu ce te mai stimezi. Te stimezi și cu unde ăsta. Dacă vrei, faci un jumătate săgețile astea. Nu știu dacă dau damage, le-am aruncat, dar nu știu unde sunt. Le-ai luat? Săgețile. Da. Nu știu dacă dau damage. S-ar putea să dea damage, nu? Cred, cel puțin. Nu sunt foarte sigur.
Și, da, nu știu, zic să mergem prima oară acasă, căutăm, adică eu am niște gravel, cam 19 bucăți. Putem merge acolo. Kowalski între timp a făcut rost de două bucăți de obsidian, încă na, el e mai profesionist. Eu nu m-a ajutat intelectul să fac rost de două bucăți. Da, cum mai, mi se mai spune Napoleon. Da, se mai spune Napoleon. Bun, deci mergem până acasă, lăsăm astea oameni buni și după vedem cum facem să ajungem acolo bine. Oricum am o poziune eu de fire resistance, deci e ok, dar vedem să ajungem bine. Văd acolo un bloc de gold de care o să ne folosim, ceea ce e super tare. Oamenii, am făcut aici un mini loc pentru ciuperci și am speranța că se vor înmulți acum. Da. Ideea e că o să fie întuneric aici, dacă scot glossul ăsta din mână, ar trebui să fie destul de întuneric pe aici, cred că și dacă stup asta, da. Ia să vedem, luminositatea e, de fapt, PS0, dar se vede destul de bine. Deci, în principiu, ar trebui să crească. Sper eu că ar trebui să crească, să se mulțească. Acum, cine știe ce o să se întâmple, o să țin chestia asta pentru voi, nu pentru mine, pentru voi, ca să vedeți. Hai să facem și noi niște bricuri. Ah, da, am aflat, nu putem crafta gen din crying obsidian, nu putem face obsidian, deci e ok. Per total. Eh, cât de cât și undeva tot ajungem. Dar nu-i problemă, o să ieșim destul de repede. Avem nevoie acum de gravel în principiu. Deci cam, na, asta ne e nouă problemă acum. Gravel. Dacă facem foarte mult de gravel. Asta. Zici tu că foarte mult? Cât de adânc crezi că e ala? Nu. Foarte, foarte adânc. Nu cred. N-aș băga mâna în foc. Sunt curios unde te duci, unde te-ai dus tu cu gușteria, că eu ca să mă duc să fac niște trade-uri trebuie să mă duc foarte departe iarăși. Nu cred că are rost. Deci, știi, ești departe de casă? Da, dar locul ăla nu-i. Ok, de-aia am zis, am făcut aici o scară, oameni buni, că nu știam cum să ajung sus. Kowalski a făcut și el o metodă, în habar n-am pe unde s-a cățărat el să ajungă să... E profesionist, cred. Zic, sper. A ajuns se mai tine. Spune Napoleon. Da, din nou, se mai spune Napoleon. Da. Ideea e că eu am făcut scări, scărițe, chestii de la uitați cum am făcut și aici ca să ajung să, trepte, să-mi fie bine, să nu-mi fie rău. Deci de atunci, de acolo am făcut așa ca să, de la portal. Kowalski s-a dus glonț, habar n-am pe unde, dar ideea e că a ajuns înaintea mea. Bine, eu am avut de spart. Bă, ce mă, ce sunt ăștia, Enderman mici? Atic. Endermanul ăsta e cât mine la înălțime. Endermanul ăsta e mai mic decât mine la înălțime. Ăsta are jumătate de viață? E cât mine, mă! Eu cred că e de la textură. Sper. Nu știu de ce e dat pe acolo, dar... Am mai... găsit... Super mini Enderman. Super mini Enderman, hai că am dat-o. Deci cât mine Endermanul ăsta? N-ai cum să dai cu el cât mine la înălțime. Chiar mai mic un pic, dacă mă înțelegi. Habar n-am auzit. Poate să fie de la textură. Deși... Cred că de la aia e totuși. Cred eu că de la textură e. Cel mai probabil n-are cum să fie mini Enderman, nu? Adică cred că auzeam și noi dacă se băgau mini Enderman. Cred. O să seamnă acum că... Cum? Fii numai atent. Văleleu. Eu 16 bucăți de gold la mine. Kowalski va moare. Ia uite gravelul, dacă am găsit niște mai mult gravel, iar ai murit. Sau te respecti și nu mori. Azi nu. La. Ia să vedem cât de adânc e. 2, 3, 4... Na, ți-am zis nu-i foarte adânc. Cu 3 ai făcut schema. Ai auzit? Da. 3 blocuri, ceea ce e destul de bine. Hai să vedem cum ne lăsăm pe o parte și să facem chestia asta, așa. M-a dobit. Foarte bine ați adăugat. Cine te-a adăugat? Un strigoi? Tuglung. Hai că am pus blocul ăla de glowstone sub lavă, inteligent. A, un hoglin e ăla. Corect. A, un porc din ăla? Te stimesc porci? Bine că îmi dă glowstone. Prin greșeală ultra. Îmi dă flint din ăla și... Dacă voiam să-mi dea flint, nu? Dădea flint. Normal că nu-mi dădea flint. Bun, hai că mai avem eu de o bucățică. Iar mi-a dat flint, mă, du-te, mă, în puii mei. El îmi dă flint când am nevoie și când am nevoie de flint, pot să stau o jumătate de oră după el, că nu-mi dă nimic. Oameni, până la urmă, a trebuit să folosesc acum poțiunea de fire resistance. Am zis că nu vreau să mor, nu azi, și am cam eliberat portalul de lavă, să zic, dar...
Hai să vedem cât durează, dacă domnul Kowalski a avut dreptate și durează 21 de secunde sau mai mult, nu știu, nou număr pe ceas sau ceva, dar cred că ne dăm seama când trec 21 de secunde și să vedem dacă putem să spargem ăsta și, în principiu, cam de câte blocuri avem nevoie. Nu am numărat, dar sunt curios. Kowalski cred că au trecut 21 de secunde de când dau la el și nu s-a spart. Ești sigur? Aoleu, s-a spart și iar vine focul. Dacă nu durează așa de mult, dacă mă întrebați oameni, chiar e acceptabil. Bun. Deci avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucăți de obsidian, Kowalski. Nu e rău. E mai bine decât 10, nu? 2 avem. 1, 2, 3, 4, 6. Deci 2 avem, da? 2 da. Avem. Restul de 4 urmează. Cât e domnul estimabil. Estimabil stil. Mm. Uite, poftim aici, ia și tu, ia tu 7, că tu ai mai mult noroc și eu au 6. Aoleu, iar am pus ăsta pe jos și n-au lumină oamenii după. Așa, bun, și hai să vedem. Am băgat și o bolă ăla. Vreau să vezi să nu vină niciun nebun de la mică, fură goldul și nu-ți dă nimic, că el e șmecher. Normal trebuie să dea așa. Ce vii așa, mă, cu viteză înspre mine? Zici că vor să mă mănânci așa dinspre mine ăștia. Hai, dă obsidian. Avem nevoie de încă 4 bucăți. Dai obținem, dă. Mi-a mai dat un fire, ce? Mi-a dat piele. Te îmbrac imediat, te obține, ești îmbrăcat, ce? Aproape. Da, știu. Mi-a dat river. Așa. Bun, hai, stimabil, dă încă o bucată de piele. Haide. Iar îmi dă piele. Iar mi-a dat să gizina. Ce mie? Tu nu prea ești bun. Hai de altă. Tu băiat că ai Adidas de la Nike. Hai da. Ia uite, vine și estimabilul cu arbaletă. Iar mi-a dat piele. Bă, dar stai numai piele și să știe să spui pe. Ce? Nether brick. Mersi. Ia că mă duc eu la ăsta cu arbaletă. Nu știu dacă l-ai folosit tu, dar poate la mine. L-am folosit. Poate am mai mult noroc cu el. Mm-hmm. Într-adevăr. Flint. Sau l-aveam? Sau cime? Nu, Nether brick. Nether brick, ță. Hai băiat. Aveam nevoie. Ultima bucată i-am dat-o ăsta și mi-a dat un fire charge. Iar aveam nevoie. Ăsta o să-l... Mi-a dat iron nugget. Dar ce faci cu el? Iron nugget-uri. Da, ce iron. Faci acum? Păi iron și... Ce, îți faci un pic exia zi. Normal. Dar normal. O să minez diamante aici. Ah, așa da. Hai că... Ca băit, ce tu nu poți. Nu cred că mă respectă de tare. Uite, mai e gol pe aici. Am văzut și o ciupercă de aia roșie. Haide băiat, ce dai? Oameni, noi ne estimăm atât de tare încât facem și achievement-uri prin Nether. Deci uitați-vă aici așa, și eu și Kowalski. Și am primit și o prima bucățică de obsidian și iron nugget. Care, dacă mă întrebați ce facem Kowalski cu iron nugget-ul ăsta, că nu facem nimic cu 30. Nu știu, cred că fac telingouri, fac... Fac trailing-uri, mă, de fapt, fac pickaxe, de fapt, ia uite. Una altceva n-am, dar nu am de-asta. Zic, puteam să facem, bineînțeles, să port ușor un pickaxe aici, dar nu am lemn. Dar uite că am intrat pe teritoriul cu lemn. Eu chiar după asta mă întorceam să iau niște lemn, ca să pot să mai minez niște gold. Deci mai avem nevoie de încă 3 de-astea, nu? Kowalski, încă 3 bucăți. Tu ai făcut 2, eu am făcut 1, eu am făcut treabă mai puțină, dar ok, e bine. Că ne descurcăm destul de repede, da, ne descurcăm destul de repede, da. Ne merge treaba destul de repede, asta voiam să zic. Sunt curios câte zile au trecut de când... numai 4 zile? Asta cât înseamnă? 10 minute ziua, 10 minute noaptea, un total de 40 de minute de când suntem pe hartă aici. Foarte tare, de altfel, hai că am luat niște lemn și ne băgăm iar la mina de gold și revenim cu update-uri când mai facem rost de gold, că cam asta avem nevoie. De gol și după de obsidian, da. Oameni, am mai prins, cred că ai zis oamenii episodul ăsta, nu știu cât timp, de câte ori. Am mai prins o bucată de la gușterul ăsta de obsidian. Bă, dar ce viteză și aici că vrea să te omoare cu orice preț. Deci gușterul ăsta pare a fi bun, am prins o bucată de obsidian de la el, mi-a dat și creng obsidian, m-a umplut și de poțiune, mi-am băgat o poțiune când nu mai aveam loc. Îmi dă și piele de mă strică, pot să-mi fac și pantaloni în curând, ia și tu ăla. Așa, bravo. Vreau să-mi fac și eu o pereche de pantaloni. Kowalski pe acolo nu știu ce face, că e dat dispărut. Mi-a dat niște blackstone, adevărat că numai blackstone. Dacă ai vedea. Am dat în ăsta. Eu am dat sau ăla a dat? Nu, ăla a dat. Am crezut că eu i-am dat. Atâta. De ăsta dă damage. Da, mă, dă damage, că dacă nu dădea damage... Era mort.
Da. Gata, l-am spintecat, mi-am făcut între timp și un pickaxe ăsta de iron, așa, iron, aveam pe limbă cuvântul și acum, în continuare, caut ciuperci și gold. Oameni, deci a trebuit să dispar puțin, că m-am dus să-mi iau niște cărți pentru facultate, m-a sunat o colegă care a ajuns să mi le dea și așa mai departe, și a dispărut și Kowalski între timp. Și el mi-a zis înainte, eu nu eram pe acasă, și mi-a zis, și că bă, am făcut mare manevră pe Rotterdam. Îl întreb ce ai făcut și n-a vrut să-mi zică. Și printre altele am pierdut și waypoint-ul și ajung acum, era să dau click pe ancora ta. Și ajung printre altele aici acasă și mă duc în zona aia unde vreau să fac trade-uri și eu și văd mare vilă lui Kowalski aici în Nether, ia uitați-mă, și a făcut vilă, a pus gold-ul aici, el se stimează, mă, băieți, mă. A găsit băiatul Kowalski 4 bucăți de diamond. Ia uitați, aia a fost... Aia înseamnă că faci pickaxe. Am găsit flint. Păi aia înseamnă că faci pickaxe, dacă ai 4 bucăți. Am găsit 2 bucăți de obsidian. Deci nu mai faci nici pickaxe, avem totul și terminăm, gata? Nu știu câte mi-ai trebuit. Păi eu am 4 bucăți, mă rog, 4, am ăsta de aici, da, 4 bucăți. Tu mai ai 2 și ne trebuiau 6 și ai și pickaxe-ul. Bun. Să ajung acasă. Dacă o să ajung acasă, oameni buni, și am terminat. N-a fost de greu, Kowalski mare manevră pe Rotterdam, așa cu un titlu. Kowalski mare manevră pe Rotterdam, poți să intru pe aici? Ok, ai găsit un chest. Vila asta ta e țesă de muță. Și eu prin partea aia pe unde eram, dacă vă arăt, dădeam de un bastion. Cred că este un bastion aici, după cum arată, și era o treabă. Dar, na, m-am grăbit să ajung acasă să-i zic și coordonatele lui Kowalski, că eram mai aproape și el nu le știa, că nu și le-a notat. El cred că le-a zis de 3 ori. Dar e ok, crezi că l-așteptăm și nu. În continuare, cred că asta e de la textură. Deci nu se poate să fie endermenul, da. Nu, e de la textură, Kowalski, așa de aia e endermenul așa de mic. Am aflat acum. E ok. Stați numai 2 secunde să ajung la vila mea, vă rog, urmați. Să te urmez, te urmez tot cu oamenii pe vilă? Ăsta-l vezi de jumate? Da, ce? E de jumate. Cât noi? Mare textură mi-am făcut. Poți să dai și... Ai nevoie. Îți dau. Poți și filmezi dacă... Păi filmezi, normal că filmezi și zici că poți să dai și aia dacă e nevoie. Haina de pe mine, poți uite-te la tine ce îmbrăcat ești. Uite cum arăt și cum arăți tu. A trebuit să umblu tot episodul cu ceva luminos în mâna stângă, se vadă. Uitați-vă, e full enchant și mecherii, bagă pickaxe-ul ăla, bagă altă. Dar de fapt nu trebuie, nu? Dacă ai 2 bucăți, deci unde ai 2 bucăți de obsidian? La tine? În celălalt. Păi, pe alea le-am luat, Kowalski. A, la mine rest. Da, deci stai nu așa. Avem în total 6 bucăți. Mergem cu pickaxe-ul și le facem. Ia. Ia uite-mi, dă mie, dă-și mie diamantul ăla să fac și eu acei punct, mai ai unul. Mai ai unul, Kowalski. Ce-i cu Kowalski? Ce ai 2 pickaxe-uri? Dezeu ce ies. No, aia a dat treabă. Știu să țin shift-ul apăsat. No, hai către portal. Dă-mi, uite mă, ce e pe acolo? Uite pe aici, vino pe scara mea. Aha. Ah, păi dar da. Nu mi-am făcut eu scara aici. Exact. Și de aici, dacă mă întreb, da, exact. De aici, în partea asta, am crezut că am meritat și că zbor. Da, uite, altă scară, fii atent, altă scară. Mâncare nu mai am, dar nu ne trebuie, ok, uite. De aici, cred că pe aici. De aici, cred că pe aici. Nu, dar scară că s-a uitat la Nender, mi-a luat. S-a uitat la Nender, la mine? Dacă după mine nu vine, știi? Bă, chiar vine după mine, dar de ce? Kowalski, ajutor, ajutor. Ajută-l! Îl topetez dacă vin. Ajută-l! Am murit și eu, mă! Nu! No! Am murit pe final! Nu! No! Nu! No! De ce nici măcar nu l-am văzut? Nici măcar nu m-am uitat la el. Ouleu! Ce mă, ce? Ah! De la ancoră s-auzi... Am multe vele, estimabile. Aveam destule la mine, estimabile. Ce, pop, nu mă estimez eu. Așa, dăm tot ce aveam. Dăm și armura, că cine știe, poate mă atac iar așa. Aia nu cred că aveai, dar... Uite, în stil nu aveam, dar... Da, era bine. Uite, blocul ăsta e cel mai important, dă-mi și mie restul. Ceva de pe aici aveai? Ceva aveam, dă-mi așa, dă-mi casca, ce spui tu, casca aveam de gata. Casca n-am. Nu, să nu ai cască. Da, casca n-am. Păi și eu ce, nu aveam cască în cap, Kowalski? Vrei să zici că n-aveam cască? Uite unde ți-a ajuns. Unde mi-a ajuns? Ah, uite și pepite și dălea și... Păi și eu am mai strâns degeaba 22 de ingoturi.
Nu, și am murit și eu pe final, aia da treabă. Când voiam să mă lau, că n-am murit niciodată, că n-am folosit ăla deloc, că nu știu ce, că nu știu cum, am murit și ratonată. Pe unde ne era portat? M-am uitat și eu la unul. Mă bate. Vino să te ajut. Când te-ai usat la mult, Dumnezei, dai în Kowalski. Bă, dar rezistent e, mă. Ce când dă în Kowalski, că a dat și în mine și în tine și... Între timpul timpului, după ce a murit Kowalski iară, cred că Kowalski, dacă îi puneam un def counter de la avea, de se stingea. Am ajuns și noi aici și să mai băgăm și noi un bol de supă, ultimul Kowalski, ultimul bol de supă pe care îl bag. Nu știu dacă ai nevoie, eu am. Și ești pregătit, deci Kowalski al meu ce mi-a zis? Că n-avea, dar de fapt avea șase bucăți de obsidian. Ești pregătit omul estimabil lui Kowalski. Dacă am numărat eu corect, cam asta e afacerea. Așa, așa, două aici. Ești pregătit să ne întoarcem? Wow! Vezi fire charge. Hai în el, hai să vedem. Să ne întoarcem, oameni, și cam ăsta a fost challenge-ul, zic eu. Cum ar fi să ne dea acum în alt nether? Ar fi, nu? Nu, oameni, cam ăsta a fost challenge-ul. Am ajuns înapoi, bine, Kowalski a ajuns mai repede decât mine, că a intrat el în greșeală. Și uite, bă, ești nebun, aici e un sătuc. Am ieșit într-un sătuc, aia a dat treabă. Am ce să zic ea. Uite cum e sătucul. Asta da manevră pe tot. Uite mâncare adevărată, domnule. Uite mere, uite pâine, uite. Și da, mulțumim frumos pentru atenția acordată. Dacă aveți provocări, v-am zis, interesante, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Orice comentariu cu primul sau alte tâmpenii, nu știu, chestii de genul sal și atâta. Adică secțiunea de comentarii e pentru feedback, da? V-a plăcut, nu v-a plăcut. Dați cu părerea. Deci da, oricum. Mulțumesc pentru atenția acordată, Kowalski pe zonă. Pahu e pe zonă. Și toată lumea. Da, și Raton nu e pe zonă. Hau, hau.